Deci spuneți că ONG-urile de fapt conduc Oi. ministerele conduse oarecum de cei de la USR Plus? Evident, e atât de limpede că cu profesioniștii m-am lămurit. E doamna consilier, îmi scapă numele, îmi cer scuze, de la Ministerul Sănătății. Este doamna care are soțul undeva la, dacă nu mă înșel, la crimă organizată. E ceva navigatoare de pacienți, adică nu poți să vii navigator de pacienți de profesie să fii Ministerul Sănătății. Doamna secretară sta moldovan, nu e? Mai bine femeia când vorbește, mai bine se abține, sincer. Adică să te apuci să spui că propui ca Liga Profesionistă de Fotbal, la Liga Profesionistă de Fotbal, meciurile să se joace cu masca pe figura sportivilor, așa ceva e de domeniul fantastic. Deci oamenii ăștia sunt rupți de realitate. Nu știu ce fac ei la minister acolo, sincer. Chiar nu înțeleg ce fac, pentru că au creat un haos de neimaginat. Cred că niciodată Ministerul Sănătății n-a fost într-o situație mai proastă decât acum. Nu fac decât să-și plătească polițe cu cei de la PNL, că tot ce face Vlad Voiculescu, de fapt acum, plătește polițe celor de la PNL. Ori toată ciomăgeala asta, doamna Angheluș, între ei, din păcate, atrage consecințe extrem de grave. Pentru că nu ne jucăm aici cu viața oamenilor. Văd că pentru ei, paturi mai puține, nu contează. Oameni care nu sunt tratați sau mințiți, nu contează. Consecințele astea pentru ei nu contează. E vorba acum de lupta asta acerbă între PNL și USR pe resurse. Asta este. Aici am ajuns.